Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la naștere și 140 de ani de la trecerea la cele veșnice a scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski. Pentru a marca acestea, la centrul eparhial din Suceava a avut loc astăzi simpozionul internațional Dostoievski și filonul creștin de creație. Simpozionul internațional desfășurat în sala Pimen Arhiepiscopul a centrului eparhial din Suceava a fost deschis de părintele Constantin Oprea, consilier eparhial în cadrul sectorului cultural. Moderatorul evenimentului, transmis online pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost lectorul Călin Horia Bârleanu de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Printre cei care au susținut prelegeri s-au numărat directorul Centrului Rus de Știință și Cultură din București, Mikhail Davidov, precum și alte cadre didactice de la universitățile din București, Iași și Suceava. Astăzi, la Suceava, s-au desfășurat lucrările simpozionului internațional Dostoievski și filonul creștin de creație. Trebuie să remarcăm faptul că marele scriitor, Feodor Mihailovici Dostoievski, a marcat întregul spațiu al literaturii universale cu viziunea sa, devenind un nume cu conotații creștine. Paul Evdokimov spunea despre dânsul că nu se poate trăi conform lui Dostoievski, dar lectura romanelor sale iluminează întreaga viață. Evenimentul a fost organizat de sectoarele cultural și patrimoniu ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Mulțumim în primul rând organizatorilor. A fost un simpozion excepțional din punct de vedere științific, academic, al prieteniei și al înțelegerii, al prieteniei universale despre care scria Dostoievski. Mulțumim și colegilor prezenți. S-a vorbit aici despre aspectele culturale, despre ecoul lui în literatura lumii, despre păcat, despre relația lui Dostoievski cu credința, cu cărțile sfinte și cu Biblia și mai ales s-a încercat un fel de apoteoză a acestui foarte important scriitor universal. 200 de ani de la naștere nu puteau să treacă întâmplător în contextul în care Suceava este un centru universitar, în contextul în care Suceava este un bastion al culturii regionale. Trebuie să ne-l asumăm și trebuie să facem eforturi pentru a-l susține așa cum se cuvine. A fost un simpozion internațional dedicat așadar biografiei, dar atenție și operei monumentale, universale a scriitorului rus. Dostoievski este mai mult decât un scriitor, spunea un ateu care aprecia de altfel componenta morală a operei marelui romancier rus. Evenimentul strălucit, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cred că va rămâne nu doar în amintirea noastră, ci și a celor, nu știu cât vor fi fost telespectatori online, dar care își vor aduce aminte că despre Dostoievski se poate vorbi și altfel decât ca în manualele de literatură. La final, cei care au susținut prelegeri în cadrul evenimentului și președintele Camerei de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă, Teodor Afanasov, au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Ordinul Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.